Ok, bine ai revenit la un nou tutorial. În acest tutorial, după cum spuneam, vom face partea de nivelul aplicației, mai exact vom vedea ce porturi folosesc aceste aplicații de care am vorbit în tutoriale trecute. Hai să vedem odată. Deci, vorbim despre nivelul 7, layer 7 și partea de aplicații. Acest nivel aplicație am vorbit de mai multe protocoale. Odată, HTTP sau HTTPS. Apoi am mai vorbit de FTP, am vorbit de SSH, am vorbit de Telnet, am mai vorbit de un protocol DNS. Urmează să vorbim pe scurt despre protocoale precum SMTP, IMAP sau POP3. Pe lângă acestea există multe, multe alte variante de protocoale, cum ar mai fi un protocol DHCP. Mai avem alt protocol TP și așa mai departe. Foarte multe protocoale care există în internet care se folosesc activ, ca să spunem așa. E bine, hai să le luăm pe rând. De web am tot vorbit aici, ca și porturi, avem portul 80 și portul 443. Există diferite moduri în care putem vedea ce fel de aplicații rulează pe sistemul nostru. By default, dacă nu am făcut nimic, teoretic, aproape niciuna dintre aceste aplicații nu vor rula. Dar să spunem, dacă am avea un Linux, am putea face un netstat-tlpn și aici am putea identifica modurile sau o parte dintre aceste aplicații. Chiar va apărea pe ecran un mod în care poți să vezi aceste aplicații că rulează pe sistemul nostru. În momentul în care una dintre aceste aplicații rulează, putem spune că avem un anumit server D. Poate fi un server web, poate fi un server de transfer de fișiere, SSH sau așa mai departe. Practic, aceste aplicații, văzând prin această comandă pe calculatorul nostru că rulează, putem spune că, virgulă, calculatorul nostru este un server web sau este un server SSH sau este un server DHCP și așa mai departe. Dacă ar fi să mergem aici la FTP, FTP folosește 20 și 21. Aceste porturi sunt folosite odată pentru partea de sincronizare, deoarece pe un anumit port serverul și clientul au nevoie să se sincronizeze, iar pe un alt port vor fi transmise datele. SSH-ul folosește portul 22. Portul 22, foarte cunoscut în partea aceasta de rețelistică, portul care identifică SSH. Dacă pe o mașină avem 22 portul pornit, înseamnă că noi de pe un alt sistem ne putem conecta prin SSH la acea mașină. Când vorbim de conectare, în momentul în care ne-am conectat, avem nevoie de autentificare. Deci vom avea nevoie de un user și o parolă ca să ne conectăm. Lucru similar și pentru Telnet, care, după cum spuneam înainte, el nu este securizat, iar Telnet folosește portul 23. Mergem mai departe. Avem aici DNS-ul. DNS-ul folosește portul 53. Ce face DNS? Ne transformă un nume într-o adresă IP. Ei bine, acest DNS este o aplicație oarecum real-time, care avem nevoie urgentă de rezolvarea numelui și el folosește protocolul UDP. În rest, fiecare dintre aceste aplicații pe care le-am menționat până acum, toate folosesc protocolul TCP. De ce TCP? Pentru că fiecare transmit anumite date care trebuie să aibă aceeași formă. Ele trebuie să fie intacte. Datele nu pot să fie diferite, trebuie să fie la virgulă, ca să spun așa, adică tot conținutul. Să ne gândim la SSH. În momentul în care ne conectăm pe un server, vrem să ne apară absolut tot conținutul exact așa cum este el pe acel server. Mergem mai departe. Avem partea aceasta reprezintă mail-ul. Aplicațiile de mail. SMTP. SMTP este Simple Mail Transfer Protocol, care folosește portul 25. El este folosit în momentul în care noi ne aflăm pe un calculator router și trimitem un mail. Ei bine, acest router va trimite un mail către primul server de mail pe care îl are disponibil. Iar tot acest proces de transfer de mail-uri de la un server către celălalt va fi SMTP. Sau aici, de exemplu, sau aici. Va fi de asemenea SMTP. În momentul în care avem un astfel de mail care, să spunem că se apropie de destinație, un server de mail, acesta va dori să transmită destinației noastre. Deci acesta va fi destinația, acesta va fi sursa. Când ajunge la destinație, aici deja se vor folosi unul din două protocoale. Avem la dispoziție fie acest IMAP, fie
Pop 3. Diferența între ele, IMAP-ul va downloada mail-urile și le va reține local pe sistemul nostru, iar Pop 3 le va ține pe serverul de mail. Și atunci, Pop 3 folosește portul 110, iar IMAP portul 143. Aplicații de mail, cum spuneam, aici avem IMAP sau Pop 3. Mergem mai departe, un protocol foarte, foarte important, DHCP-ul. Folosește 68 sau 67. Ce face DHCP-ul? DHCP-ul este un mod prin care noi ne putem aloca o adresă IP dinamic în rețeaua noastră. Tot timpul când intrăm într-o anumită rețea, noi avem nevoie de o adresă IP pentru a putea comunica. Ei bine, această adresă IP nu trebuie să o știm noi automat, nu trebuie să o introducem manual, deși putem face asta, dar DHCP-ul ne va oferi această adresă IP în mod dinamic, fără ca noi să ne punem problema, băi, ce adresă IP trebuie să-mi pun. Imediat va urma un tutorial în care vom vorbi mai pe larg despre DHCP. Și ultimul, dar nu din urmă, TFTP-ul, care folosește portul 69, este un protocol care este folosit pentru transferul de imagini a anumitor sisteme de operare pe rutere sau pe servere. De exemplu, dacă dorim să facem un upgrade a sistemului de operare a unui router, vom folosi acest TFTP. Să spunem că am avea aici un router, iar acest server are stocat informații, de exemplu OS-ul, sistemul de operare a acestui router. Ca să facem transferul între cele două, vom folosi acest TFTP. Practic, de pe router transferăm sistemul de operare, pachetul cu sistemul de operare, în memoria routerului, iar odată ce se află în această memorie, vom putea face upgrade-ul pe router. De ce? Păi anumite feature-uri în plus. Vom avea, de exemplu, anumite bug fix-uri, routerul probabil va merge mai repede sau mai eficient. Este similar cu update-ul în momentul în care facem fie pe Android, fie pe iOS, update-ul sistemului de operare. La fel se procedează și aici, doar că aici trebuie să facem lucrurile manual, nu se întâmplă automat. Și, bineînțeles, UDP-ul folosește TFTP-ul folosește protocolul UDP pentru transferul de fișiere. După cum poți să vezi, aici avem o categorie foarte mare de protocoale, care unele folosesc UDP, altele folosesc TCP. Și acestea folosesc TCP. De ce? Pentru că avem nevoie de datele integre. Trebuie să fie exact așa cum a fost în momentul în care au plecat. Cam atât pentru acest tutorial. Acesta a fost cu Steve Ossi. Am parcurs toate între cele 7 nivele. Urmează să vorbim de anumite elemente importante care țin de rețele de calculatoare mai în detaliu.